Cel puțin două cazuri de oameni mușcați de maidanezi se înregistrează zilnic la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Giurgiu. Din luna iulie până în prezent, la spitalul din orașul nostru s-au prezentat 72 de persoane agresate de câini. Potrivit medicului Irina Andreescu, 3% din acestea sunt cazuri grave care au fost preluate de medicii de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balj din capitală. În ultima vreme, în ultimele două luni și ceva, să zicem din iulie, da? Un număr de vaccinări nou inițiate a fost în jur de 72. Însă nu trebuie uitat că fiecare pacient, deci fiecare din acest 72, primește un număr de 5 vaccinuri pentru a se considera o vaccinare completă. Deci, de fapt, afluxul la cabinet a fost de 350 ceva de oameni. Costurile tratamentului unei persoane mușcate de câini ajung în medie la 400 de lei pentru 5 injecții administrate. În cazurile grave, îngrijirile medicale pot depăși și 1000 de lei. Cât costă vaccinarea completă a unei persoane? Pentru că un vaccin, într-adevăr, este 70-80 de lei. Dar eu cum trebuie să-i fac 5? S-a ridicat la 400 dintr-un start. O mănușă, o seringă, vată, spirt, pansament, deci hai să zicem 900, dacă trebuie să-i mai facă și ser la București, atunci cred că sare de 1000. Față de anul trecut, în aceeași perioadă, numărul persoanelor agresate de maidanezi înregistrate este mai mic, însă situația nu este deloc îmbucurătoare. Potrivit medicului Irina Andreescu, nu toate persoanele mușcate de animale se prezintă la doctor sau aleg să ceară ajutor la noi în oraș, majoritatea optând pentru îngrijirile medicale oferite de medicii din București.